La sediul Nova Force tocmai s-a încheiat întâlnirea dintre deputatul Florian Nicolae și luptătorii K1, care vor evolua în această seară în cea de-a patra gală din acest an, Super Combat World Grand Prix. După cântarul oficial de ieri, luptătorii galei de la Giurgiu au ținut să-l cunoască pe Florian Nicolae, care a susținut prin toate mijloacele competiția. Fost luptător de arte marțiale, deputatul giurgiuvean, mare susținător al sporturilor de contact, le-a adresat un mesaj luptătorilor de elită veniți de pe 5 continente. Am fost alături de dumneavoastră cu toate inițiativele noastre și voi participa la această competiție alături de domnul Irimia în calitate de sponsor, zice domnul Irimia, principal. As I told you, he was very busy yesterday and he's supporting us financially and logistically and he's very proud that he's also our main sponsor of the evening. Vă mulțumesc mult, vă urez succes și vă aștept oricând la Giurgiu. Size of the both countries, Giurgiu and Ruse. You visited also last night Ruse. Le-a spus că promovăm ambele zone și că vă dați cu mare plăcere. Da, vreau să vă spun că aici vă aflați în casa familiei Nova Force, o societate de securitate privată care scoate foarte mulți luptători de arte marțiale pentru că ne trebuie în activitatea noastră. He is saying that his company Nova Force is a private sector security company. He's got a national coverage as a security company and they're producing, let's say, a lot of fighters from especially from Kyokushin and Mirel Jakob from the Giurgiu is the number 7 in the world of the open Kyokushin karate. And Teixeira was number 8, like to give you an example. So he's very proud also as a, because he supports the sport in general, contact sports, and especially Kyokushin karate, they support the different championship in Romania. Este o mare onoare ca dumneavoastră să fiți alături de noi la Giurgiu, fapt pentru care îi mulțumesc domnului Irimia. He said he's very pleased that supporting our event and one more time he thanks us for our participation and also I would like to thank you to Mr. Floricel about this support. Vă mulțumesc foarte mult. Facem o poză. Și așa pentru angajații dumneavoastră, că știi că dacă suntem la televiziune, apărăm pe postul de televiziune, vedeți acum suntem îmbrăcați în haie de muncă, pentru că până la ora 9 muncim alături de stafful de organizare, că suntem acolo pe sală, organizare, deci avem și partea frumoasă a showbiz-ului, dar și partea de muncă. Așa că întotdeauna în viață, ca motivație, nu se știe niciodată unde veți ajunge în carieră. E foarte important să aibă și motivația asta, da? Sigur. Da. Și noi vă mulțumim foarte mult pentru... Promotorul local Combat, Eduard Irimia, a fost încântat de sprijinul primit în organizarea evenimentului. Domnule Irimia, cum ați simțit că ați fost primit la Giurgiu? Am simțit căldura domnului Floricel, care este om de sport și așa cum mi-a promis acum o săptămână zile că va fi alături de noi, să ținem de cuvânt, chiar dacă a fost foarte ocupat și a fost și o emoție pentru sportivii noștri care au fost înainte de gală primiți cu căldură și o surpriză foarte plăcută să vedem că agenții de la Nova Force au fost încântați să vadă eroi din toate colțurile lumii, din 5 continente sunt aici la această gală. Startul galei K1 Super Combat World Grand Prix se va da în această seară în sala Chauncey Hardy la ora 21. Principalul sponsor al competiției K1 este firma Nova Force.